Creștinii ortodoxi s-au aflat astăzi în duminica a 24-a după Rusalii. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Biserica a rânduit ca în această duminică să fie citită pericopa evanghelică, ce reprezintă două minuni săvârșite de Mântuitorul Hristos, învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei care purta o suferință de 12 ani. Credința lui Iair a fost pilduitoare pentru apostol și pentru comunitatea cea mare, pentru toți cei care veniseră să asculte cuvântul lui Iisus sau să se tămăduiască de diferite boli. Dar și credința femeii este pilduitoare. Iată, acest crede numai și acest cuvânt al Domnului spus apoi către femeie, credința ta te-a mântuit, mergi în pace, un cuvânt obișnuit al Mântuitorului Hristos cu foarte multe prilejuri ale vindecărilor pe care le-a săvârșit, este o chemare și către noi. Credința cea bună, credința dreaptă pe care Biserica a cuprins-o pe înțelesul tuturor în simbolul de credință și care este pe larg în cărțile noastre de învățătură, această credință bazată, în primul rând, pe revelația dumnezeiască a Vechiului Testament, dar și, în primul rând, pe Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, întregită și cu tâlcuirile Sfinților Apostoli și Sfinților Părinți ai Bisericii, prin care Duhul Sfânt a grăit, această credință păstrată în Sfânta Biserică este credința cea mântuitoare, credința cea bună. Duminica viitoare, a 25-a după Rusalii, va fi și ziua de prăznuire a Sfântului Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului și a mamei sale, Sfânta Antuza.